Ești mă rugat la Dumnezeu, mă gândesc, mă iei, adică dacă așa chin. La Femeile Vorbesc o veți cunoaște pe Cristina Crăciun de 32 de ani din Chișinău. Anul trecut a aflat că are cancer. Pe zi ce trece, lupta cu boala devine din ce în ce mai grea. Suferința e și mai mare când își vede neputincioasă băieții gemeni de doar 3 ani. Odată mă gândesc... Dacă n-aș și copiii cu ea să rămâne... Băieții mei, ce nu, eu nu știu nimic. Ce spun acum medicii și ce șanse are să scape de boală, aflați doar la Femeile Vorbesc. Bine v-am găsit la o nouă ediție a proiectului Femeile Vorbesc. De această dată am ajuns în Chișinău la eroina noastră de astăzi. Este vorba despre Cristina Crăciun, care acum mai bine de jumătate de an a aflat că are cancer, boală ce se agravează de la o zi la alta și ia din puteri. Să-i cunoaștem povestea. Cristina, bine te-am găsit. Așa. Vreau să te întreb, la ce vârstă tu ai aflat că ai cancer? 31 avem. Dar cum ai aflat? Am la serviciu și mi se pus o lipă de crăvărgenie. Nu putea să oprească și m-am dus la medic, am dat analize. Și de două săptămâni am uitat rezultatele. S-a spus că e început de cancer. Așa ți-a spus medicul în față? Da. Și după aia asta, iar o bucată de timp, iar nu știu ce putea, iar crăvărgenie. Dar m-am luat salvarea aici, la numărul Sfânta Treime. Și iar s-a dat analize. Și tot așa a venit tipul de cancer. Dar cu cine erai când ți-a spus medicul că ai cancer? Singură, copii, în braț. Și ce a fost în capul tău atunci când ți-a spus medicul direct în față? Și-a putea plâni și-a sunat soțul. Și i-a spus... Și-a luat scașeta de gine. Dar medicul nu ți-a zis că, uite, o să vii cu soțul la mine, o să-ți povestesc despre ce este vorba? Așa, direct în față ți-a zis? Dar tu, până ajungi la medic, nu te simțeai rău? Poate aveai niște stări? Nu. Erai totul bine? Totul bine, nu mă cred cine asta. Niște scurgeri ai avut? Da. Dar așa foarte bine mă simțeam. Chiar și vesele eram. Lucram. Dar tu cât de des mergeai la medic? Să dai analize, să te verifici, să-ți consulți? Nu, vă naște la copii, apă... Încă o dată sau două ori am fost. Și gata. Am fost când în 2021 am dat pentru să vadă dacă n-am cancer. Și am dat și analizele au venit bune, că n-am nic. Dar în 2022 s-a primit asta așa. Și după ce s-a confirmat că tu ai cancer, ce a urmat? Ai fost undeva internat? Ai început să primești tratament? Am fost la oncologie. Tot cu soțul am fost, am intrat într-un cabinet în altul și acolo m-am dus, nici nu m-au controlat ca lumea. Dar să mă trămat la MRT. Din tăi să faci MRT, o să vă aduc. Și... A spus că să facem, nu știu, mi-a să vie chirurgul și să se controleze. M-a controlat chirurgul și mi-a spus că e stadia 2, 2, 3.
A zis că tu în casă faci copchii. Ea a început a plânge acolo și eu zic, nu plânge că tu în casă faci copchii. A stat așa e gine. Și de-am început tratamenturile. Dar ai fost internat acolo în institutul? Nu, am stat și în arviză. De ce? Circulam. Adică nu aveai nevoie să stai internat acolo? Nu, mă simțeam bine, nu avem dureri, nu, nică. Trei etaje mâncam, copiii ne cerem de la grădiniță. Doar nu încoașe dureri de pe 15 decembrie. Și medicii nu vedeau nimic grav la tine, adică spuneau că o să tratez. Da, și chiar după paraterapie, tot am avut o leacă de dureri. Și am sunat medicul și a spus cu doamna Ana, eu am dureri. Și a spus că nu e nic straș, că asta poate e de la dâns și ceva acolo. Chiar și cum mi-a spus că din medic orice pe noi. Și a spus că asta poate vă vine șoară de la dâns. Și am venit de acasă, pușa, de la paraterapie. Sara, îmi pare că sara după baie, a prins început iară croacene. Am sunat-o iar medicul și a spus că spun un pachet de gheață sau să trag o fugă la farmacie și să cumpere injecții pentru oprească. Dar nici de cum nu ți-a zis ca să mergi la spital? Mm-mm. Dar tu cum te simțeai în afară că aveai scurcile astea? Foarte bine. Mă duc după chimie care s-a pus. Apoi nici nu a început să stai rău. Mai mult polen, era rău, greață și durere. La tine este cancer de? Uter. Coluterin. Dar medicii ți-au explicat de unde putea să fie? Doamna Nicoleta a spus că e tipa de la retraială. Un medic? Ce-a zis? A spus că prea mult am retrait. Și de la ea asta, tipa, s-a început. A spus că tipa fiecare om are cancer și el așa de ascuns. M-a întrebat Adamul dacă m-a avut din părinți, din asta și cineva cancer și a spus că n-am avut deloc. Și cât timp umblai acasă, la spital, adică... De pe săptămână fie 5 zile. Și cât a durat asta? O lună, două, trei? 3 luni, practic. Și după care ai fost internat în spital? Nu. După 3 luni acasă, așa este. Tot mă simțeam bine, una cu așa. Și am rămas la... asta, tomografie, data de 15 decembrie, să vadă și acolo. După data de 15 decembrie, m-a început să mă simt mai rău. Mai rău și mai rău și mai rău. Dar tu în spital ai stat acolo? La oncologie, nu, deloc. Deloc nu ai stat? Deloc. De ce? Nu, sunt locuri. Și eu, dacă trăiesc în Chișinău, mai bine circul. Și circulă. Păi, dat la tine și s-a agravat situația. De ce nu ai fost luată în spital? Am după 15 decembrie s-a agravat. Și atunci eu zic că nu are ce face nică și m-a dat la alt medic. Și la alt medic mi-a făcut chimie data de 11 și 12 ianuarie 2023. Mi-a făcut chimie, este puternic. Dar niciun medic nu ți-a zis că mai bine să pleci undeva psihotare să te tratezi? Nu. Eu am spus că aici noi să te licuim. A zis că să și ea sunt căzvii și să ne mulțumești nouă. Și ce tratament primeai tu? Radioterapie, chimie, am primit 4. Și gama meduri, 4. Și asta. Da, acasă ce urmai, pastile sau... Nică. Nimic? Nică, dar după și nici mă sunt asta, n-era nici de îmbrău, avem dureri. După chimile astea, apoi eu mă duceam la farmacie și cumpăram, sunt ei durerile. Și tot îi spuneam la medic și el îți scăpa asta de la dânsul. Și de câte ori când făcea chiar aici, ultimii 4 gama meduri, zic că niște șere asta. O să uita și a zis că la tine binișor, 85%, el tipa ai dus. Dar tu ai fost operat, Cristina? Nu, eu cezeream la naștere. Da, acum, cu boala? Mm-mm. De ce? A zis că nu pot să-mi fac operație.
la mine dus în mușchi, el i-a dus. Dar până la data de 15 decembrie, când situația spuneai că era bună, așa ți-au zis medicii, de ce nu ai fost operat ca să fie înlăturat? Crezi că nu poți să fac operație. Eu de multe ori am spus-i. Am zis că nu mai chinu atâta, faceți-ne operație. Eu dar și când i-a spus că noi suntem gata să dăm și suma spunță și asta. Și a spus că nu putem să facem operație, nu mai putem să licuim. Dar mă, după ce să rămâi a stat cu la urmă, asta poate încă îngrit cu chirurgul și de făcut. Dar așa nu putem. Tu în total ai avut 4 proceduri de chimioterapie. Da. Cum le-a primit organismul tău? Bine. Dar după aceea m-am acrobat și neve. Dar n-ai avut oboseală, grețuri? Primele zile, davlenia chiar picată, era joasă. Și chiar după prima chimie, chiar nu era rău așa tare, că când m-am dus să dau analizele luni dimineața la spital, apoi doamna Ana ne spune, dar și cu tine? Zic, mă sunt foarte rău, n-am coașe. E că tu ești sensibil la asta și de atâta îți pare că asta, dar o să treacă, nu-ți fai greș. La Institutul Oncologic l-ai făcut. Și după și o medic îi spune că sunt măsoare davlenie, că măsoară davlenie la mine era 80-60. Și mi era rău, părsam și temperatură. Dar eu și problem cu arunchi am. Și de la chimia asta pune o dată încă mai tare. Și la tine și păroacă să te la procedurile chimie? Da, am de pe data de 11-12 care am făcut chimile astea mai puternici. Că s-o păr. Și păreri mare m-au făcut la ei. Eu o lună în țel îmi pare că n-am știut și ghinii și rât și asta. Mare durere. Dar și-am chemat salvare. Și nu pot să-mi facă nimic. Că de la chimie asta așa doar durere. Te-ai privit în oglindă după ce... Da. Ce ai simțit atunci? Durere chiar. Acum ce-ți ne dăm, nici nu vrem să trăiesc. Iar mă rugat la Dumnezeu, mă gândi să mă iei de că tragă așa chel. Nu trebuie să spui asta, Cristina, ești tânără. Trebuie să lupți. Dacă o să lăsăm mâinile jos la fiecare încercare care ne-o dă Dumnezeu... Atunci de durere, eu nu știu, și dăm și gândesc că nebunim. Trebuie să lupți. Pentru familia ta, pentru tine. Acum vreau să trăiesc. Dar cum vezi tu atitudinea asta a medicilor? Cum s-au comportat cu tine? Cum te-au tratat? Foarte rău s-au comportat. Mai știu, da, te-am spus. O să putem blicui bunul stăișe. Da, da, da. Mă chiar așa mă la ură mi-a spus. Ce n-ați spus că nu puteți? Că eu puteți duc soția în altă parte. Dacă mă muiați, că deși tot cu tătul. Fiesu, dar și nu știu de așa și... Cristina, când ai aflat că ai cancer, le-ai spus părinților tăi? Da. Este cât timp sau chiar în ziua respectivă? În ziua aceea. Cum au reacționat părinții? M-am început a plânge. Eu dacă nici nu au crezut.
A zis că tu ce fac? A zis că ești cu tine, glumești sau ce? Și eu zic că nu mai glumesc, e că dacă foie de unii dată în analizele, și te putea plânge și scoate și ghine, și te liconiere și azi te liconiere și azi te ghine. Da, 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 ce ți-a zis? Nu-mi plac. Tata mea e molipatat de când aveam 9 ani. Numai că mama a crescut. Dar când ai ajuns acasă, soțul cum a reacționat? Ce ți-a zis? Soțul nu era acasă, era la serviciu. Eu cu copiii așa de mânuță, că veneam. Pun capul meu, Doamne ferește, și era. Încoași plângem, încoași râdem, parcă... Vine să mă duc la Durcă. Dar soțul cum a reacționat? Leacă pe telefon, că dar când ne-a spus pe telefon, era cam... Nici nu știu, supărat, nu supărat. Speriat? Da. Pe moment de acasă, stai de vorbă cu mine, scoate și ghine, duci la licuire, să te licuiești. Mi-am zis că nu mă duc și eu mă convins, mă dus mă. Eu n-am vrut să mă duc deloc aici. Eu mă convins și m-am dus. Tu ești mamă a gemeni? Da, la doi băieței gemeni. Ce vârste au acum? 3 anișoare. Ce înseamnă pentru tine copii? Foarte mult, foarte multe m-a așteptat. Pentru mine îmi parcă viața mea. Pentru dânsi trăiesc. Dar ei au văzut că mama lor s-a schimbat. Nu te întreabă mamă ce s-a întâmplat, ce-i cu tine? Sau ei nu înțeleg? Ei au văzut, ei... Adică cu durerile astea, ei nu prea zâmbesc ca lumea. Ea și... Stemi să mă pălească, spune, mama ta are buba. Dar tu nu le-ai spus nimic, ești micuț, probabil, nu și nu înțeleg. Nu știu. Dar eu, băiețelul, care primul acum, Doamne ferește să-l iau în brațe. Dar cum, Artem și? Arsenie. Să fii sănătoși. Mulțumesc. Dar Doamne ferește să mă atingă. Sau Arsenie să vii să mă atingă. Să pe spa. Mama are bubă și gata. Atinge mama are bubă. Dar te-au văzut fără păr? Da. Și cum ai reacționat? Eu și-a pus plâng. Arsenie a unit mâinile de zi pe cap și a zis că mama, Cicea. Și nu șters lacrimi și a zis că nu plânge. Ce înseamnă Cicea? Frumos. Și nu șters lacrimile și nu plânge. Dar unii sunt ei acum? La părinții mei. Dar de ce nu stau cu tine? Nu pot, da, în greșe de dânsi. Când ultima dată i-ai văzut? Sâmbătă. Ai fost încolo sau i-a adus acasă soțul? Nu, a fost încolo. Ai văzut, dar n-am putut să-l iau, să iau în braț, să-i cuprind cu lumea. Dar când ultima dată te-ai jucat cu ei? Deci nu știu. Îmi pare că... Înaintea nu m-am jucat atunci ghinie cu dânsii. Că după aia asta îmi punea injecțiile să ne iei durerile. Dar ei se mintea lui să-i cadă joacă. Dar prieteni tu ai, Cristina? Puțin de tată. Adică nu m-a căsătorit. Trebuie pe nimeni. Persoane așa care comunici. De ce te-am întrebat? Pentru că voiam să întreb cum au reacționat cunoscuții, prietenii tăi când au aflat de boală. S-au îndepărtat sau au devenit mai apropiați? Parcă am prietenă. Încă nu m-am mai sunat, dar последнее время și da, nici nu mă sună. Toți ce zi la mine, zi la mine. Parcă drumul e departe. Ajunge. Adică oamenii s-au îndepărtat. Da. Știți că e mai bine așa. E mai bine așa? Da.
Dar nu ți este greu că oamenii care comunicau cu tine, care îți credeau prieteni, erau mai receptivi, erau altfel, dar de când te-ai îmbolnăvit, s-au schimbat, s-au îndepărtat de tine? Nu, nici cu gândul la asta nu mă duc. Prieteni sunt prietenos. La mine, primul, главное, să lângă familie și eu sănătoasă. Dar prietenii pot să faci în fiecare zi. Au fost persoane de la care nu te-ai așteptat că niciodată nu vor comunica cu tine după ce au aflat că ești bolnav? Au fost așa. Ei vorbesc așa, mă sun câteodată, poate în 2 săptămâni, 3 săptămâni. Mă întreabă cum la tine, cum una, cum așa. Dar cu colegii de lucru comunici? Mm-mm. Nu te-a sunat? Nu ți-a scris? Nu, colegii de clasă m-au sunat, mi-au scris, m-au întrebat cum eu, cum mă simt. Dar ei, mă mic ajutor, mi-au dat. Și-o să nu plâng, tot așa e gine, să mă fac bine. Cum poți tu să-ți scrii viața ta, pe care o ai acum? Coșmar. Deodată mă gândesc. Dacă n-aș și copii cu ea să rămâne, dar să mă băiesc, să încă nu pot. Soțul te ajută? Da. Am mai morfină. Morfină până îmi pornim de 2 ori și dăm, o dăm 3 ori și... Mă tem să stau singur acasă de când m-am murit. Cristina, câte kilograme aveai până la boală? Până la boală e 65. Cristina, zi-mi, te rog, acum medici ce spun. Dar ce pensii tu ai? 1.276 lei. Dar pentru operații de câți bani tu ai nevoie? De 113.000 și ceva acolo. De ce ți este cel mai tare frică? La Femeile Vorbesc o veți cunoaște pe Cristina Crăciun, de 32 de ani, din Chișinău. Anul trecut a aflat că are cancer. Pe zi ce trece, lupta cu boala devine din ce în ce mai grea. Suferința e și mai mare când își vede neputincioasă băieții gemeni de doar 3 ani. Vreau să te întreb, la ce vârstă tu ai aflat că ai cancer? 31 avem. Și ce a fost în capul tău atunci când ți-a spus medicul direct în față? Mi-a putut plânge, a sunat soțul. Și l-a sucat și atât de bine. Dar tu cât de des mergeai la medic să dai analize, să te verifici, să-ți consulți? M-a controlat chirurgul și mi-a spus că ai stadia 2-3. A zis că tu în casă faci copchi. La tine este cancer de? Uter. Col uterin. Da. Dar tu în spital ai stat acolo? La oncologie, nu, deloc. Deloc nu ai stat? Deloc. De ce? Nu sunt locuri. Data de 11-12 care mi-au făcut chimile astea mai puternici. Că s-o păr. Iar m-a rugat la Dumnezeu, mă gândi să mă iei de că dragă Joachim. Ce înseamnă pentru tine, copii? Foarte mult, foarte mult am așteptat. Pentru mine, parcă e viața mea. Pentru dânsi trăiesc. Cristina, vreau să te întreb, cum s-a schimbat viața ta după ce ai aflat că ai cancer? Da. N-are niciun sens. Deja la decuieri nu vreau să mă duc. Deodată și am vinuiesc pe soțul, că el m-a dus la oncologie. Eu nu vreau să mă duc deloc. Cum poți tu să-ți scrii viața ta, pe care o ai acum? Coșmar. Cum ți-a schimbat boala viața? Nu s-a schimbat în lume. Nu știu. Nu mai rău.
câteodată mă gândesc. Dacă nu-s și copiii cu ea să rămâne. Ești mici, nu, eu nu știu nimic. Cât e de grea lupta asta cu boala, Cristina? Foarte greu, la nimeni nu doresc așa și... Tu acum stai la pat? Am scurcat. Mult nu pot merge. Nu pot să... Dar ce poți să faci și ce poți să nu faci tu? Nică nu pot face. Nică, să te loc, nică nu pot face. Dar măcar până la toaletă poți să mergi? Da. Dar să mă băiesc, să încă nu pot. Soțul te ajută? Da. Când ultima dată ai fost afară? Două, trei zile în urmă. Mergi puțin să respiri aer curat și înapoi. Dar tu nu te poți ține pe picioare singură? Mă țin și merg. Am încep durerile mele. Asta, durerile care mă încep. Și mă dă în ciorul drept și nu îmi mulțește și nu pot. Dar boala pe care o ai, ce afectează mai mult la tine? Picioarele. Și mai dă încă dureri la rărunchi, temperatură. Dar eu, este ciorul drept, doare, mă doare, mai ales că dacă îl țin încordat sau dacă duc să merg, apoi parcă e invalid. Nu pot să-l mișc. Vrere, am întrâns. La tine de când s-a agravat foarte tare starea de sănătate? De pe 15 decembrie. De atunci. Și se înrăutățește pe zi pe altă? Da. De atunci ești numai cu tablete și injecții. Am niște injecții care se iei durerile, nici nu mă ajut. Dar noaptea poți să dormi sau nu? Am mai pus morfină. Morfină până îmi primim de două ori pe zi, dar mă dăm de trei ori pe zi. Pe zi primești trei ori? Da. Sunt ca așa trei. Morfină asta nu mă ajută prea tare. În afară de morfină mai pun alte injecții și mai iau alte pastile. Dar tu acum cum te simți? Jumătate la jumătate, 50-50. Poți să mănânci sau nu? Mm-mm. Păi trebuie să-ți le alimentezi organismul, nu? Astăzi ai mâncat ceva sau nu? Nu. Nu vreau să mâncă. În timp când mă pot duce afară așa. Mi-e rău de nu pot. Așa pot să mănânc mai încolo de mâncașă. Să zic, mâncașă, speleacă. Dar cine-ți faci morfina? Soțul. Tot ce îmi faci, injecțiile, morfină. S-a învățat sărmanus? Da, da, mamă, și de 15 decembrie, injecțiile ca el, că nu toate azi ne-l faci. Cristina, cu ce gânduri te trezești dimineața, cu ce gânduri te coli seara? Acum că mă rog Dumnezeu, tot așa e gine, să mă îndrept, mă încași. Dimineața tot așa. De dată mă culc plângând, mă chiar la poți, la copii și tânși, tot așa e bine așa, așa e bine. Azi mă lecuiesc și azi scăpă totul. Și mă mai am durere atât de mare. Dar mă se dură de așa durere mare. Eu și noapte mă scol că de dată nici el s-a scos în pe injecție. Nu am scol, am dureri mari. Tu, practic, fără morfină nu poți să reziști la dureri? Da, mai ești nici aici la antidamnă, mă ajută, care le pune în avară de morfină, îi mai pune în fel, dar mai este tot, am început să nu mă ajute. Am risc să schimb alții. El e cel mai puternic, tot așa.
Cristina, spune-mi, te rog, din ce bani voi trăiați până la timp bolnavit tu? Din salariul meu și al lui soțul. Munceați ambii? Da. Mai primeam pe copii în timp de viață. Eu lucrez oficial, cum sunt decret. Dar soțul acum lucrează? Soțul lucrează, dar acum așa de cu mine acasă câteva, până la operație. Că tu singură nu poți. Mă tem să stau singură acasă de când m-am murit. Însă așa... Aș el să teme. Îl stau și pe marșrut. Și teme să mă... Dar el ce lucrează? Șofer. Dar au fost zile când ai stat singură, da? Da. Și cum te-ai descurcat? Atunci mi era mai bine. Atunci, dar injecție, morfina primim două ori pe zi. Dimineața ne punești, mă țineai 8 ore. Dorerile astea, după asta, mai pe pastile. Când m-a apucat dorerile mai tare. Și vine el acasă și ne face injecție. Dar nu ți era frică să rămâi singur acasă? Până asta nu. M-a sperit tare de când ziua și când a chicat ăștia m-a numărit. Adică tu ai rămas singur acasă și ce s-a întâmplat cu tine? Soțul era acasă, nu eram acasă, era într-o sâmbătă asta. Și ce s-a întâmplat? Era ora 8, îmi pare că i-am adormit, ne-a pus o injecție și am adormit. M-a trezit și pe mine și-a pompunit și cu ce avere și tare. Și soțul ne-a pus în injecție care să oprească crăbăcine. Și văd că nu m-a ajutat și am căzut jos aici. Și eram gata să mă spăla cu apă. Până să fie venit salvarea, eu mă spăla cu apă și, și așa jos m-a lăsat până la podile. Și de atunci el se teme să mă lași singură ca și asta. Dar și eu tot mă tem să stau singură. Până la boală, tu ce ai lucrat? La o companie care face cablă. După asta ești în decret și dăm copiii cât au crescut la un an și ceva, pe sora și de cutânce și eu lucram vânzătoare. La magazinul la care tu ai activat? Magazinul fructe și legume. Te-a ajutat cumva? Ți-a dat un ajutor? Magazinul care avea asta? Dar nici până la urmă nu s-a achitat care am lucrat. Sunt persoane care vă ajută, poate părinți, poate rudele. Și părinții ne ajută și rudele, și soacrii mea. Pentru că doar cu salariul soțului și din pensia ta nu ați face față. Ne ajută și părinții mei și părinților soț. Cu ce pot, tot așa ne ajută. Dar cum, care-i venitul vostru lunar? La soț numai. Salariu? Da, și... pensia care prânesc eu de mine și capiși. Ajungeți la vreo 10.000 pe lună sau nu? Undeva, da. Și vă ajunge sau nu? Nu. Am unde că ești cu banală, reputul, am mai scunchit. Apoi nu prea ajunge. Când vreau și grădinița o plătim, și 500 de lei la băieței doi. Și apoi mai cumpăr și așa și așa. Ajută. Mai vreau în credit. Mai în credit. Cristina, câte kilograme aveai până la boală? Până la boală e 65. Și acum câte ai? 45, dacă le am. La 20 de kilograme ai slăbit. Da. Dar tu trebuie să ai un regim anumit de alimentație sau poți să mănânci orice? Nu, pot să mănânc acum orice. Spus că mai mult trebuie să mănânc și calciu, să mănânc calciu la mine, prost văd că și imunitetul e slab. Eu cât am ținut, cât a fost tratamentul, este 3 luni de tratamentul, am ajuns la dietă. Și cum a spus că să mănânc tot asta. Thank you.
Cristina, zi-mi, te rog, acum medici ce spun. Medici chiar au spus că sunt șanse la mine acolo, că e buleacă. S-o părere de moci, că n-am cașt, au spus că sunt șanse de a trăi. Dar tu nu te mai tratezi la Institutul Oncologic? Nu. Dar unde mergi acum? La clinică privată. Și medicii de acolo îți dau șansă? Da, ne-au dat 100% șanse că să trăiesc, că să mă lecuiesc. Ce ai simțit atunci când medicii de la clinica asta privată ți-au dat o șansă la viață? Începe a plânge. Și am spus mulțumesc. Că să-mi trăiesc, că să-mi pot crește copiii. Dar de ce nu ești acum internat în spital? Mi-au spus să-mi stau acasă. Organismul să mai... Să facă mai puternic, da. Dar tu ești pregătită pentru operație? De ce? Parcă mă ce... De ce ți este frică? Că să duci la mamă scurt. Dar dacă o să stai acasă, în pat, crezi că astfel o să scapi de boală? Trebuie să lupți, Cristina. Dacă medicii îți dau o șansă și poate, într-adevăr, operația este o cale de a scăpa de cancer de boală. Tu din ce bani te tratezi, Cristina? Până acum din bani la soț. Și ce primesc eu pe invaliditate? Dar ce vezi tu ai? 1276 lei. 1200 de lei? Cred că nici pentru pampers nu-ți ajungi, pentru scutici. Așa ce nu mă acutupie. Pe săptămână îți duci și musori și tableți. La săptămână la medicamente, practic, 5-600. Și asta e șprițurile. Și salariul soțului tot pentru tratamentul tău? Da, și pentru cuvațierul tău. Voi stați la chirie acum? Da. Și cât achitați lunar? 2000. Și plus serviciile? Comunalele. Dar pentru operații de câți bani tu ai nevoie? De 113.000 și ceva acolo. Și aveți banii sau nu? Nu. Îi strângem. Ajutorul lui Dumnezeu. Cristina, cât e de greu să te gândești la faptul că medicii îți dau o șansă, dar pentru a învinge boala ai nevoie de bani. Și viața ta este cumva legată de bani, depinde de bani. E foarte greu. Ai bani, faci, nu ai bani, nu trăiești, nu știu ce spun. Tu te consideri o femeie puternică? Da. Atunci trebuie să lupți, să mergi mai departe. Dar în toată această perioadă de aproximativ 8 luni, au fost momente când ai lăsat mâinile jos și ai zis că gata. Da. Dar ce te-a făcut să cedezi, să lași mâinile jos? Durerile, oboseală, chinurile astea care pe noapte. Și am spus, gata, să mă întâlnit. Dar știu, dat, nici n-ar să mă duc la spital și sos, du-te. Dar ai avut gânduri că, pe lângă faptul că este un chin pentru tine, se mai chinui familia ta? Adică, când îl vezi pe soțul tău, că mereu este lângă tine, copiii nu ți-i poți vedea. Da. Te-ai gândit că este un chin și pentru familia ta?
Deodată mă gândesc, eu și cum mă uit chiar la el, spun chiar și lui în față, îi spun la soț. Îi spun, mă, te chinui cu mine. Și el spune, nu grei prostii. Îi spun, nu, este le cu inimă și-i tot chinui. Plănișele. El și la lucru vine acasă cu mine. Copiii cât erau aici, eu mă ducem la credință, așa cum ne ducem. Și apel vine acasă, eu îl facem mâncare, copiii, băieni, cât e de grănița, dăuță. Dimineața el îi duce și apel ce la împune injecte și apel duce la lucru. Și apel iar seara vine acasă, iar împune morfină, iar păi sopca de mâncare, de curățenie, bășe, bășe. Ești norocoasă, Cristina, că ai un astfel de bărbat. Da. Și asta înseamnă dragoste, că e alături de tine. Dar de unde ai tu puteri ca să lupți, să mergi mai departe? Nu știu. Dar știu ca să lupt. Nu sunt pentru familie, pentru soț, pentru copii. Foarte mult îi iubesc, pădă așa. Ei sunt tot pentru mine. De ce ți este cel mai tare frică? Când o să-mi văd copiii crescând. Trebuie să te vedești cu tine și mai puternică ca bala, Cristina. Trebuie să te iei în mâini, cu atât mai mult că știi că sunt copiii. Trebuie să fii optimistă, să te gândești cum să decurg operația cu bine. O să revii acasă, o să poți fi din nou cu copiii tăi. Contează foarte mult ce stare avem și cum gândim, pentru că gândurile sunt parte din noi. De ce îți este frică, mi-ai zis, da, ce-ți dorești tu acum cel mai mult? Mă tratez. Sunt și familia lor. Asta-i dorința mea. Într-o bună dintre dimineață mă trezesc. Nu mai aud ca boala asta. Acum prețuiești mai mult viața decât da. Înainte. Ce înseamnă pentru tine fiecare zi trăit? Pentru mine fiecare zi trăit, parcă parcă eu am doi, de mai mult. Dar eu vreau să trăiesc. Vreau să fiu cu familia, cu soț, cu copii. Nu vreau să mor. Nu vreau să cresc copiii până și mari, magră. Atât pentru astăzi. Cu voi a fost Adrian Prodan la Femeile Vorbesc. Ne revedem duminica viitoare la aceeași oră. Aveți grijă de voi și de cei dragi.